Luni, în jurul prânzului, am fost anunțați prin 112 despre producerea unui incendiu la mansarda hotelului Codrin din municipiul Vatra Dunării. La fața locului ne-am deplasat cu 4 auto speciale de lucru cu apă și spumă, o auto specială de lucru la înălțimi, o autoscară respectiv și o ambulanță SMURD, unde a fost găsit, a fost identificat practic zona de producere a unui incendiu la mansardă, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Imediat după ajungere s-au constituit echipajele de căutare, salvare și au fost evacuate aproximativ 10 persoane care se aflau cazate în camerele aflate la mansarda hotelului. În urma intervenției, incendiul a fost localizat în limitele găsite, respectiv dintr-o amprentă la sol de aproximativ 500 de metri pătrați. Au fost afectați de incendiu aproximativ 50 de metri pătrați din acoperișul cu astereală din lemn și cu învelitoare din tablă. Practic, interiorul hotelului a fost afectat doar în interiorul a 3 camere aflate în zona de producere a incendiului. Au existat victime? Nu au existat victime, cele 10 persoane, aproximativ 10 persoane care au fost evacuate, au fost evacuate fără a prezenta leziuni sau intoxicații cu fum.